Dar vă spun că a fost o sărbătoare de suflet, a fost o explozie de fericire, de entuziasm, de euforie pentru tot Chișinău. Mi se pare că atunci în Chișinău, tot Chișinău era pe stradă, cred că erau câteva sute de mii de oameni. În Parlament s-a votat prin strigare, unul în alt, fiecare deputat se ridica, spunea vot, mergea și scălea actul de independență. L-au iscălit cam toți moldovenii basarabieni de aici, o parte, n-aș spune că însemnată, dar o parte de deputați de origine rusă, așa și n-au iscălit actul de independență, au refuzat să-l iscălească, dar cu o majoritate covârșitoare, actul de independență a fost primit, a fost votat. Почему Советский Союз развалился как карточная система? При такой мощной армии, миллионной армии, КГБ и так далее. Почему развалился? Потому что все было построено на неправде. Как говорят, лучше сладкая, как говорят, правда, чем... Потому что правда лечит, горькая, и да. Горькая правда, чем сладкая ложь. На советке это был дизастр. Pur și simplu a fost un dezastru. Asta a fost complet alt sistem care era, nu era, era anormal. Numai generația care e în vârstă și care a avut careva posturi, asta e nostalgic. Вопрос в том, что при Советском Союзе ощущение счастья, несомненно, было. Там все-таки достоинство человека, она могла найти себя, ну, достать себе пищу. Мы были все-таки как-никак обеспечены и работой, причем все-таки могли выбрать, какую хотим. Пей проблемы ли карьера? Мира проблема ку, де экземплу, ну, путей фарте либер сэц экспуй парерия, деч, масс-медии. Ера mai constrâns, deci era sub protecția statului, deci era, presa era foarte, foarte sub cenzura era foarte mare, dar acum e mai liber, dar ce folos de libertatea asta dacă nu poți să o întreții? Adică, cum să vă spun eu, eram închiși total, nu avem dreptul de a ne gândi singuri, de a... Cum ni se spunea, așa trebuie să faci. Deci nu era nicio libertate a gândirii noastre creative. Trebuia să faci exact așa cum ți se spunea. Poate unii au nevoie de așa ceva, care nu se pot conduce singur, dar pentru acel care vrea să afirme în viață, să... Sigur că nu este lucru bun. Deci asta nu ne-a plăcut deloc. Și era interzis, era interzis categoric. Se cânta numai cânti, adică îi da voie să cântăm numai cânti despre partid, cânti despre Lenin, cânti despre țară, cânti despre Stalin, cânti despre comunism. Dar cânti despre dragoste, despre iubire în România și nu se da voie de cântat. De întors de nu morge, nu poate să margă vorba, dar mi-e jere că așa s-a întâmplat. Era mai bine de trăit. Să întorci Uniunea Sovietică înapoi, ar fi o minune, dacă s-ar putea, dar cu regret e exclus. Ce-a fost bine în Sovietskom Soyuze? В Советском Союзе, вот, как сказал президент России Путин, тот, кто не жалеет о развале Советского Союза, тот не имеет сердца. А тот, кто хочет его восстановить по-новому, тот не имеет головы. Era o independență față de o dictatură comunistă nemai întâlnită, de o dictatură care dusese acest popor, acești oameni dusese la o sărăcie
extraordinară de pronunțată. S-a vorbit mult despre acest război, cine l-a început. De fapt, a fost o provocare a Federației Ruse împotriva Republicii Moldova, un pretext a fost găsit pentru a declanșa acest război.
El s-a soldat, de fapt, cu ruperea acestei părți din teritoriul Republicii, numit Transnistria. După acest război a fost cam pus și hotarele după acest război. Se încerca, se încearcă și acum se dă că acest